Tericianu, atac devastator la Florian Coldea, CSE, învece pe studenți. Cum funcționează statul paralel? Celin Popescu Tericianu, presublinieredintele al desublinierei al Senatului României, a lansat un atac dur la adresa generalului, SRI Florian Coldea, sublinierei la adresa deputatului PNL Marilen Pirtea, cel care, din postura de rector al Universității de Vest din Timp, subliniere Oara, l-a invitat pe Coldea să preda studenților din universitatea pe care o conduce. Mi se pare regretabil ce rectorul universității a ajuns să le invite pe domnul Coldea ce 5 cursuri la universitate. Stau sub liniere, îmi întreb care este considerentul după care domnul Coldea a fost invitat. Profesional stau sub liniere, am semne de întrebare. Ce se învece pe studenți? Cum funcționează statul paralel într-un stat de drept? Moral, cu atât mai puțin n-ar avea dreptul să preda studenților astfel de enormicii. Dacă le inoculme astfel de idei unor tineri care nu au suficiente cunoștințe, timp ce sublinierei poate nu au întotdeauna cea mai bună capacitate de analiză, e păcat ce pervertim generații de studenți într-un spirit care este specific perioadei comuniste, sublinierei sistemelor totalitare. Cum funcționează serviciile de informații în colaborare cu procuratura? Asta era România anilor 50, sublinierei 60, a afirmat Tericianu. Ar fi fost bine ca persoanele din conducerea universității să mediteze la o astfel de colaborare, sublinierei să nu ofere studenților astfel de exemple. Domnul Coldea a fost eliberat din serviciu într-o formulă elegantă, ca să nu se ajungă la un scandal, sublinierei altii vede ce îl premiază pentru această performanță. Mi se pare foarte nefiresc, a mai precizat Tericianu.